Hei, ce faceți? Azi m-am îmbrăcat în roz, ruj roz, totul roz, pentru că vreau să vă arăt ce am primit, parfumul ăsta nou de la Playboy, Queen of the Game se numește el, este tot roz, stați să vi-l arăt. Îmi place mega mult, îl am deja de vreo 2 săptămâni și îl folosesc, este nou, este fresh, este altceva și sper să așa arate el. Nu știu de ce nu mi-am filmat tot capul și doar buzele, tocmai pentru că Playboy este despre feminitate și despre a fi sexy și am și un concurs foarte drăguț pentru voi. Am 6 sticluțe de parfum cadou, vreau să le dau și tocmai pentru că se numește Queen of the Game și este tot așa despre cucerire și despre cum, nu știu, reclama, spre exemplu, este cu o tipă care cucerește toți băieții din club, așa vreau și eu să vă întreb pe voi care este cea mai mișto metodă de cucerit și voi cum procedați, cum vreți să cuceriți pe cineva. Vreau și eu să știu. Nu că-s curioasă să fac victime, dar pur și simplu așa ca idee. Cele mai mișto 6 răspunsuri vor fi premiate cu câte un parfum foarte drăguț. Nu uitați că premiez cele mai originale răspunsuri. Și oare dacă mă dau cu Playboy să fiu brusc mai sexy? Nu știu, dar merită încercatul. Experimentez niște lucruri. Revin. Ieșim să facem niște poze. Am un choker pe care scrie Bad Bitch și o să le postez după aia pe blog sau pe Instagram sau... Văd. Și eu, blondă cu părul lung, în caz că vă era dor. Cam așa arată după ce le desfac și încerc să mă machiez cu ele. Arăt ca și scufița roșie. Iubesc orașul ăsta când nu-l urăsc. Da, și când sunt machiată și drăguță, îmi place să mă filmez. În alte dăți simt că vă chinui cu fața mea. Dar e ok. Stați să ieșim la lumină. Abia aștept să ne facem niște poze. Vreau să mai scriu niște articole pe blog, doar că n-am găsit timpul necesar între daily vlog, care trebuie să recunoașteți, este aproape daily, adică atât cât am zis că postez, de luni până joi am postat, și între piesa de teatru și am mă vedeți, da? Și am fost și cu mutarea, am fost mega ocupată și mega obosită cam tot timpul. La, ce bine să ieși din casă și să poți să te duci la poze direct, pentru că eu trebuia să merg 1 milion de ani ca să pot să găsesc o locație unde să-mi fac niște poze decente. Și acum deja suntem pe străzi super mega mișto. Marco filmează în Hanora cu călător. Eu cred că filmez bine, nu? Și mergem la... am ajuns, gata, am ajuns la locație. Măi, da, poate mă joc cu mine. Măi, dă-mi înapoi. Ce faci tu, mă? Ai vizit de, da? De ce? Băi, vină aici. Cine? Ce vrei? Ce-i de-a? Descurcă-te, că parcă ziceai să nu mă bag eu. Am terminat, am făcut câteva poze bam 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 pentru Instagram. Mergem să mâncăm burgeri în oraș cu prietenii. Yay! Măi, copilule, cum umbli? Am venit la Baj, la acest restaurant, unde am înțeles că au burgeri foarte buni și aștept să... E foarte frumos aici înăuntru și aștept doar să vină cineva să ne ia comanda, pentru că mor de foame. Baba! Cine? Ce party faci tu? Nu pot, că suntem o familie în ultima vreme toți. Ce party faci tu? Că n-am... Cum ai, că noi plecăm și le dau petrecere. Eu vorbesc aici despre familie și eu vorbesc aici despre party. Da, pentru că prietenul tău a zis că o să dea party cu Vlad. Să dau amândoi party? Da. Da, Marco și Vlad
prietenul Mariei sau un prieten. Oro, ce faci? Hello. A venit mâncarea, asta este lacto-vegan, ceva. Ah, am mâncat, a fost foarte bun, recomand Buzz Bistro Lounge și acum mergem la o piță de teatru, la teatru, un teatru unde o să joace... O să joace fostul meu partener, fostul meu soț în piesa cealaltă în care am mâncat acum câteva zile. Și abia aștept să ajung să-l văd și sper să nu întârzi, de asta trebuie să ne mișcăm, hai să mergem, băieți. Am venit și pentru tante. Da, da, mai vreau să te știu. Păi vrei să faci așa ceva, nu știu, dar acolo ești singură. Da, și te știți. Eu nu țin, nu se țin mai niciodată, nu țin ceva de pulo ca ăsta. Asta a fost pentru ziua de azi. Ajung acasă, sunt mega obosită, mă pun să dorm. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să vă abonați, urmăriți-mă pe Instagram, Facebook, să vedeți ce fac toată ziua, numai tâmpenii, Snapchat, tot ce se poate și vă pup. Pa.